Îmi dă drumul la filmare în timp ce căscam. Adică fix înainte să încep să casc. Frumos. Ce să zic? Salutare, Chad. Bine v-am găsit la un nou episod în care mă vedeți cum sufăr tura asta cu 16C-ul, cu aimuri 120. Bă, n-am avionul maxat. Sper să fac și eu ceva. Ia mă, văd că monitorul murdar nu stă. O să iau o cârpă, ce să zic. Mai încolo. Acum doar cu degetul. Am niște puncte. Distropit, for some reason, nu știu cu ce. Da, nu contează. Bun. Mă, chat, ce să vă zic eu vouă? O să încerc să mor. Bine, o să încerc să nu mor. O să încerc să dau și eu rachetele astea și să par măcar util. Da, unde e aeroportul ăsta și unde e aeroportul ăsta alt. Și dacă menții distanța, e ca și cum mai avea un aeroport aproape de mijloc. Deci distanța de la un aeroport la altul e aproape cât... Nu, no, până în mijloc, până la bază e lejer. În partea asta îți par că e, bai, tot așa, aproape. Interesantă decizie. 60 ceva de kilometri, chat. Dă după ăla, dă după sânge ăla. Dacă aveam mai 54 ori ceuri, dădeam. Știți ceva? O să încerc. Așa. Păi. Lac. Mă, din ce știu, odată ce îs 16 km, se descurcă cu radarul. Intern rachetele. A, bro, că trebuia să lovească. Cum nu l-ai lovit? Na, zici și tu. Zici, aia chiar trebuia să-l lovească. Finally. Pierdu controlul și spamam flare-uri și cef-uri și nu se dădea pentru că aveam controlul pierdut. Respect, am fost prins într-un context foarte favorabil să mă omoare, ce să zic. Vreau să mă întorc după el. Pilotul. Geurile astea mai avem de lucrat la ele, ce să zic. Și la calificare. Ah, corect. Întrebă level, da. Pentru că geniul de mine a zis, pune F-16-ul pe cel mai neperformant echipaj pe care l-ai. Și la momentul respectiv era, până să fie ăsta, acum. L-am devansat, dar da. O decizie nu tocmai inspirată, dar n-am ce să fac decât să strâng din dinți și să sufăr. Că mie mi-a trebuit să mă bag la creație. Chat. Ah. Vedem.
Poate ne intre și nouă în meci bun. Da, prima rachetă de-am dat-o după ăla. N-am înțeles de ce nu l-a lovit. Și-o menținut contactul. Radar. În fine. O distanță apropiată. S-o fi lovit de pământ. Pix înainte să... Și nu mi-am dat eu seama. Posibil. Bă, da, să n-am aproape, să m-am, nici mai contează de idei că te-ai fi așteptat că aici, chat, unde am murit, să fie câțiva aliați care să, da, să fie. Schimbăm radarul, așa. Dacă se merg cu asta, probabil o să mă enervez, că se targeteze pe aceleași avioane pe care o să mă targetez și eu. Da, nu contează. Ia, vedeți aici. Cococ, pitu. Da, de ce arată avioanele alea două în spate? Gen iconița aia cu avion. Dacă vedeți, iconițele alea două. Gen arată punctul. Punctele de avioane, dar mai arată iconițele de avion. Ok. Radarul. Pultul eject. Așa, am numai AM-120-uri. Deși am mai cărat câte unul sau două AM-uri, dar până la urmă... În majoritatea cazurilor am văzut că mai bine s-au comportat astea. Hold up. 30 de kilometri. Vedem dacă nimere rim ceva sau nu. Da, mă, problema e că eu l-am dat de la jos altitudine, nu o să ajungă niciodată să-l lovească. Uite, se și întoarce. Ahaha, țeapă. Dai să vezi că mi-au și eu acuș bucată. Dat lock, da? Pot să dau disengage, să-l las să se ducă. Nu mai contează. Nici n-am văzut-o pe asta, dar a mea de ce nu continua să se ducă? Ar fi trebuit să fie easy kill în distanța aia, bro. În fine. Ce să zic, chat? Ok. Haideți, ce înseamnă să... Na, nu știu. Nu joci vreo jumătate de an cu avioanele? Cam asta înseamnă. Încă mă cer cu modurile de radar când le schimb. Mhm. Ah. Încă mă cert cu ele. Da, n-am ce să fac. Skillișul e skillișul. Hai că le lăs pe toate pe un gust.
Era și F15. Sau dacă bagă 18. Da, 18 cred că o să fie continuarea lui F14. În Tech 3, dacă nu le văd. Deci ar fi fain 18, că am 14 B-ul. Ar fi ușor să dau research la 18. Și da, după aia jihad. F22 eu, de fapt. Ba nu. De fapt, o să vedem ce o să bage Gaijin și cum o să bage, dar na. Îmi place. Două meciuri, trei la rând, pe aceeași hartă. Păreri? Da, mă, toți se duc în stânga, uitați. Bă, da, pe toate, aproape toate hărțile de air, așa joacă toți. Se duc grămadă stânga cu grămadă stânga. Înțeleg ce am impresia că se rezolvă, dar n-a fie. Altitude. Lock. Îmi zice tântița asta din... Am dat... Opa! Aha, era să mă dau cu curul. Chat? Se întoarce? Sau vine în continuare? Cam întoarce. Da, se întoarce. Vă dați seama că zbor la altitudine numai bună ca să-mi iau racheta, nu? Exact, ce am zis. F15 ce aim 120. Respect. Deci eu dacă zbor la altitudine mi-au rachetă. Dacă zbor jos, mi-au rachetă. Așa pățesc de cele mai multe ori în meciuri. Cam orice tactică adopt, niciuna nu vrea să funcționeze. Bă, câtă oară e când îmi dă harta asta? Că nebunesc deja pe ea. Mă enervează. Să mă duc în stânga unde se duc toți. Na, să vedem tura asta dacă se schimbă ceva, chat. Merem stânga să vedem dacă se schimbă ceva. Bă, și am avut un match fain cu un F14. Un F14. Cu F14-le. B. Făcut 5 kill-uri. Mă moară aliatul cu racheta. Gen cu echipierul ăla cu care e cu verde. Păreri? El caut dacă vreți prin replay-uri să... Vă arăt stats-urile de pe el, dar nu prea cred că are foarte mult farmer. Pe aștept să am motorul upgradat, să dezvoltăm și mai mulți cai putere. Ei, eu. Cumva suntem top tier noi, adică genul sunt mulți low tier în echipă. Cam așa ar părea. Sunt eu și încă unul cu F16. Na, cine știe. Și eu sunt ceva F14 ori. De aia mă uitam. Mine sunt două F14 ori, nu? 3.
Un F-16, un workhorse, cum s-ar zice. Ne dragule loc, mi-am luat și eu track. Normal. Și brusc a dispărut tracking-ul. Bun, dau numai una. Sincer, numai una. Opresc radarul. Lăs racheta să se ducă. Curios dacă o să nimerească. A trecut pe lângă, ha? I-a dat dodge. Da, mă, i-a dat dodge. O, băga mea și picioreta. Care erau șansele chat? Am oprit radarul în ideea să nu îmi dea să sară. Da, s-a întors la mama naibii. Mi-a luat racheta? La cine mi-a luat racheta? Vă rog, nu-l omorâți voi, lăsați racheta mea să ajungă la el mai câteva secunde. Ce nu știu eu ce să fac, e cum mere vrăjala cu locul pe mai mulți deodată. Că-s noob. Na, ăla de ce nu-mi pui loc? Nic 29 acolo? Bun. 4... Aaa, l-a rulat. Dau racheta. Ha, te-am luat. A, numai rachete. Și l-am pe ăsta în cură, a? Respect. Să fac niciun flare, nimic. Air brake și frână maxim. N-am mai pus să fac. Puține flare-uri oricum, nu-mi place acest aspect, măi. Nu văd nicăieri să fie un un pad de flare-uri sau ceva. Nu. No. Așa că trebuie consumate cu cap. Bun, chat. Probabil după ce e gata meciul ăsta. Ah, până atunci hai să vedem de ăla. O să vedeți aici jihad, meciuri în care am murit și n-am făcut nimic. Cum de altfel se întâmplă. Fix acum a trebuit să-mi dai research, va? Bun, și eu să dau research la tot ce înseamnă mobilitate și după aia mă duc pe restul. Da, mă uit. 3-3-3-3 puncte. Mor. Și m-a omorât aliatul. Moarte pasiunii, alta nu.
Gen că mai aveam racheta, dacă nu mă înșel. Sau nu mai aveam. Ba, mai aveam. Mă moară aliatul. Băi, nebunit. Tot pe harta asta. Că numai harta asta văd că vrea să mediază. Și atât acum avem mai mult power. Dezvoltă mai mult power. Bă, nu m-am uitat să văd. Am... Ua, spawnul ăsta, nu pot să cred. Merem stânga ca toți. În sfârșit dezvoltăm mai multă power, după cum ziceam. Și... A scăzut timpul la fuel, dacă ați fost atenți. Hai că lăs pe two-way. F-15C. De astea mi-e cel mai groază. Bă, dar unde sunt te avioane? Toate multe sunt partea asta, bă, uite. Se simte că merge mai bine. Te trage o țură mai tare. Nu mult, dar o țură. Țin și eu pasul mai bine cu restul. Mamă, să duc aia, colțul ăla de artă. Chat, găsim pe cineva 30 de kilometri, am lansat și am coborât. Altceva ce să fac, dar de preferat să fie sub noi. Cred că asta ar fi tactica cea mai bună. Chiar nimeni, bă, uite. Oho, s-o urcățăra și ei la mama dracu. Dar vreau pe altcineva. Nu, a fost bine pe ăla. A, nu mai vrea. Bine, jocule. O să dau numai una. Racheta lui ăla e pușcată în aer. Opresc radarul. O, lăsă să se ghideze singură. Dacă nimerește ceva bine, dacă nu, iar e bine. Posibil să fie oprit prea repede, totuși. Da, aș zice că am oprit prea repede. Poate n-ar mai trebui să folosesc two-way search-ul. Ăla... Da, așa îi zicem puii mei. Hai că acquired dacă e. Racheta. Acquired. Uite avionul. Unul dintre. Hey, dăm. Hey, dăm. Ce ai face cu el? Nu știu dacă e cel mai bun mod de radar, ăsta de-l folosesc, dar... Ei, am tras după boți, bro. Și n-am fost pe nici la viteză. Creierul meu a fost prea șocat când a început să vadă mai multe punctulețe negre și odată se a tras după boți. Și da. Ce să zic, chat? Ah. Unlucky.
Unlucky. No, bun. Bă, vă salut. Hai că ieșim. Nu mai are rost. Ăsta l-am stoc. Efectiv, îi vei mărți lui. Și având în vedere că are numai 9 eluri. La 12-7, îți dai de 13-7 cu 9 eluri. Ești cam... Vai morții tăi, cam... Cam n-ai ce să faci. De ce văzusem ADF-ul? Nu-i nici el foarte grozav. Ai și M-uri, nu numai L-uri. Ăsta știe decât L-uri. Și 13-0. Schimb F-16. Stă bine. Mult mai bine. Chiar și ăsta stoc. Dar bine. Ăsta ultimul e top. 8. Ai 120-uri. E casă. Cu copac și curte. No, bun chat. Asta a fost video. Ce să zic? Mai dăm un match până la... Până să facem 30 de minute. Hai totuși să mai stăm până facem 30 de minute că imediat morim. Și o să fie video ceva gen jumătate de oră de suferință la event. Au, mi-am dat cum la monitor. Sunt creier. Sunt un geniu, chat. Neînțeles. Spawn în aer, du-te. Nu te cred. Nu te cred că ne-a dat spawn în aer. Bine, pe harta asta de regulă majoritatea țin stânga. Ce am văzut. Bine că ori mai băga și spawn-uri în aer, că... Gândiți-vă cât timp inutil e numai să stai să decolezi. Tu așa simplu, timp pierdut din grind. Și pe ăștia la alți, nu mi-i vezi. Cinci, patru. Exact. Ăsta e mai jos ca și altitudine și atunci e mai... util să... Nu, no, se întoarce. Vai ce nu suport când dau drumul la radarul ăsta. O să-mi iau omorul chat imediat, oricum. Uite avionul. Foarte prost m-am coordonat la faza asta. Nu o să vă mint. F15. 4-3, aliați 4 pe el, n-avea nicio șansă pe atunci. Bă, dacă mirajul ăla e viu acolo, înseamnă că și eu pot să fiu viu acolo. Dar uite că țin amici ăsta care nu-s... Uite-i, uite-l, uite-l, uite-l. Hai. Lock.
Așa, ne-am urât unul pe altul. Bravo, 127, Sam. Mi-ai arătat tu. Măcar omul era plin cu rachete, ce să zic. Dacă lansam mai repede, era mai bine. Na, bun chat. Vă salut. Asta a fost video. Ciao. Pa, pa.